pentru că am hotărât să facem o ediție specială dedicată bacalaureatului, am ales și o idee trimisă de Mario, din Arad. El spune, aș vrea să știu cum s-a descurcat Victor Pițurcă la bacalaureat. Mario și eu aș vrea să știu. Dar curiozitatea mea nu se oprește aici, prietene. Hai să vedem câteva persoane publice la bac. Țineți-vă bine. Pițurcă Victor. Da, nu? Ce știi despre flori de mucegai? Că din ele se face aspirina, nu? Mă refeream la flori de mucegai de arghezii. E să fim foarte clar, domn profesor, nu? Florile ori sunt de mucegai, ori de arghezii, nu? Arghezii nu este o floare. Dumneata e auzit de arghezii. Am auzit, nu? Locuiesc pe arghezii, nu? Așa. Și numele străzii vine de la? De la primărie, nu? Și primăria a numit strada așa pentru că? Pentru că așa a vrut lor, nu? Nu, au numit-o în memoria lui Tudor Arghezii. Pentru că Tudor Arghezii a fost... A fost, nu? E normal că a fost, dar ce a fost el? A fost domnitor, a fost cântăreț, a fost marmotă, ce a fost? A fost un om, nu? Normal că a fost, a fost săracu, a fost un scriitor. Că de aia este în materia de bac, nu? Nu, no, nu. No. Dar unde e? Deci dacă a fost, înseamnă că acu-i la cimitir, nu? Domnule Evanghelie. Da. A câta oară dați examenul de bacalaureat? Deci, practic, ultima oară. Nici nu mai discut, adică nu... Da. După cum știți, astăzi este proba la limba engleză. Este probă orală și eliminatorie. Eliminatorie pentru cei care n-a parcurs, practic, programa pentru cei care nu s-a pregătit pe persoană fizică pentru acestea, pentru cine s-a pregătit și pentru cine este, nu e nicio fel de problemă, adică nu... Da, mă bucur foarte mult că sunteți încrezător. Totdeauna am fost ceea ce se poate numi o persoană extrem de optimistă. Da, mă bucur foarte mult pentru dumneavoastră. I would like you to conjugate the main verb in English language, the verb to be. Ce-a făcut? Vrem să conjugați verbul to be. Deci, practic, conjugarea verbului to be. Eu to be, tu to be, el ia to be. Noi to birăm, voi to birăți, ei ele to biră. Mă refeream la verbul to be în limba engleză. Dumneata știi ce înseamnă to be? Păi dacă dumneata care ești profesor de engleză, nu cunoști, adică ce pretenții poți să ai de la... Nu? Eu știu, dar aici nu este vorba despre mine. Dar despre cine? Despre dumneata, că doar dumneata dai examen, nu? De data îl dau, să vedem cine îl ia, nu? Să trecem la conjugarea verbului. I. Am. Se scrie am, dar se citește am. Ai înțeles? Am înțeles. Domnișoară, ce fel de scriitor a fost Caragiale? Un scriitor bun. Da, bun, dar nu e vorba de bun aici. Ei, de ce sunteți rău? Că mie chiar mi-a plăcut. Domnișoară, eu înțeleg, de bun a fost bun, dar eu vă întreb ce fel de scriitor a fost. Realist, romantic. Ah, nu știu, că nu l-am cunoscut personal. Dar ce insinuați? Stați puțin, cum adică ce insinuiți? Da, de unde să știu eu dacă era romantic sau nu? Întrebați tipele cu care a fost. Doamne Dumnezeu, domnișoară, eu vă întreb din ce curent literar a făcut parte Caragiale. Realist, romantic, poporanist. E, scoate-mi și gay acum la cât ai zis despre el. Nu mai aveți pic de respect față de scriitorii români. Diaconescu Dan. Da. Baltagul, de Mihail Sadoveanu. Da, iată, stimată comisie, se pare că ni s-a ridicat la plasă cu acest subiect pe care nu numai că îl stăpânim foarte bine noi așa, dar este vorba și despre faptul că suntem pregătiți cu informații absolut extraordinare pentru televiziunile din România, în premieră și pentru cele din toată lumea. Este vorba, stimați telespectatori și stimată comisie, despre Baltagul original cu care a fost ucis Nichifor Lipan. După cum puteți observa, poartă în continuare urmele de sânge ale lui Nichifor. O să trimitem la poliție pentru expertiză. De asemenea, stimați telespectatori și dragi prieteni, avem în studio alături de noi, adică în sala de clasă, vrem să spun, trei invitații
absolut extraordinar. Este vorba despre doamna Rodica, celebra nutriționistă care se ocupă și cu spiritism și care în această seară va lua legătura chiar cu Nechifor Lipanu, așa, pentru mai multe informații despre uciderea sa. Dar, de asemenea, lângă mine se află și domnul Aurel, un om cu o poveste de viață absolut extraordinară pe care ne va povesti în următoarele 5-6 zile, nu-i așa? Un om care a fost și el atacat cu o astfel de armă, cu un astfel de baltac și care a supraviețuit și ne va putea povesti, nu-i așa, dacă și Nechifor Lipanu ar fi putut să supraviețuiască acestui atac. De asemenea, lângă mine se află această bunăciune îngrozitoare care mă excită de la începutul examenului. Este vorba despre domnișoara Maria, o doamnă manelistă celebră, nu-i așa, cunoscută pentru faptul că nu o cunoaște nimeni și de asemenea este prima femeie din România care a colocit un ou. Ea susține, dragi prieteni și stimată comisie, că nu numai că o cunoaște pe Victoria Lipan, dar este rudă de gradul al 8-lea, este verișoara ei. De asemenea, mai târziu vom lua legătura prin telefon și cu Magda Ciumac. De ce? De ce nu? Bun. Elev Nicușor, ce poți să-mi spui despre moartea căprioarei? Aoleu, a murit Bambi? Nu! Nu Bambi, Nicușor, nu Bambi, o altă căprioară. Da, da, Bambi, bine, mersi, nu trebuie. Lasă-o în pace pe Bambi, e bine, mersi, eu vorbesc de căprioara lui Blaga. Auzi, mă, prietene, și mai bine mă întreb de poezia lui Sadoveanu, pe aia o știi ca papă. Sadoveanu n-a scris nicio poezie, Nicușor. Așa, și ce te enervezi așa pe mine? Ce-i vina mea că ăla n-a fost în stare toată viața lui să scrie o poezie? Nicușor! Îți mai dau o singură șansă. Mulțumesc, thank you, danke, merci, danke, bă! Stai din gură! Dacă răspunzi la întrebarea asta, te trec bacul, să știi că dacă nu pici... Pic bacul, ratez viața, ajung la urolac, mănânc din gunoi, bă, bati panchiștii din Buzău ca să-mi furi sticlul sau crenandez. Gata, crenandez. Nicușor! Mă prinde aia de la BGS, îmi rupi capul, gata, tăiete, picioare tăiete, apă plată, mă! Gata, Nicușor! N-am făcut nimica. De ce a murit Eminescu? De-l dreacu și de ambițios, n-am mai zis ceva. Bine, ai trecut. Mersi mult. Dai și mie 500. N-am, că nu mi-au dat ăștia salariul de 3 luni. Sunt prost rău. Și eu.